Că vrea să scăpat de mine? Nu! Mă, dar am făcea bine? Da. Perfectă e! Da? Perfectă! Deci am venit până și pe scenă după voi. Acum chiar vreau să vă pun niște întrebări inteligente, cu IQ ridicat, că până acum v-am scos din minți cu alea tâmpite. Dar înainte de asta, poate ar trebui să știe lumea cine sunt. Sunt Carmen Marinescu. Bine! Satana! Satana! Regina reality-ului! Pe pământ! Adică... Și sub pământ! Treaba mea este, și pasiunea mea vinovată, să-i filmez pe ăștia trei răsfățați de când ajung și până când intră pe scenă. Cum mănâncă, cum se machiază, cum se îmbracă, cum ajung ei târâși într-o lene absolută și n-au chef de nimic, pentru că le e somn, pentru că au visat urât. Ce faceți, loazelor? Te suportăm. Așa îmi place mie să-i întâmpin în fiecare zi. Apropo, asta era prima întrebare inteligentă pe care vreau să vă... Benone filmează. Filmezi? Ce filmezi? Așa. Mihai. Da, iubirea mea. Ție, în fiecare zi ți se pare că se meni izbitor cu câte o personalitate marcantă de pe Terra. Acum câteva zile ți s-a părut că se meni cu Leonardo DiCaprio și probabil că te și vezi făcând sex oceanic cu Kate Winslet pe Titanic într-o mașină aburindă. Știi mâna aia de pe geam? N-o să fie niciodată a ta. Dacă mă uit mai bine acum la tine... Nu, stai să mă uit. Deci vino să ne uităm mai bine. Dacă mă uit mai bine la tine, dacă te fixezi dintr-un anumit unghi, Benone, vino și fixează-l din unghiul ăsta. Vezi cum, vezi cum îl iei, că de aici se vede mai bine. Se vede clar. Ești leit, dar leit Putin! Dar e bună, dar chiar seamănă. Deci semeni. Pe bune? Da, semeni. Ce famă, Vladimir? Tu ești preferatul meu. Pe tine te iubești cel mai tare. Și ascultă, îmi iau un minut să-ți repar dimineața și două minute legate să te fac să nu-ți iei viața. Câtă dragoste. E pe invers. Da. Dar asta nu e roast. E deja declarație de dragoste asta. Da, pe tine te plac cel mai tare, pentru că ești calm, liniștit, drăguț, amabil, rezervat, puternic, înalt, inteligent, un domn în adevăratul sens al cuvântului. Mamă, incredibil. Wow! Nu mi-a spus nimeni asta. Te iubesc ca sarea în bucate, ca mortul cu oliva, ca paraziții intestinele, ca viermii putrefacția, ca crucea mormântul, ca moartea viața. Lui Chielu îi place mult intimitatea. Ceilalți doi ar sta numai pe Instagram. Mihai chiar și-a cumpărat un lift numai al lui pentru pozele de dimineață. Delia face atâtea poze că a început să zâmbească și la telefonul fix. Dar Chielu nu. No. Bă, asta ca imagine este senzațional. Acum serios vorbim, Delia, tot în greu la emisiunea asta. Și nu din cauza pufuleților zic asta. Tu chiar ai un cuvânt important de spus aici. Ăștia doi ar vrea să fie ca tine. Amândoi! Tu vrei să te lași de meserie să devii călător. Ăștia doi călătoresc numai când fumează ceva. Tu ai 4 concerte pe an la Sala Palatului. Ăștia nu au bani nici să-și ia bilet la Sala Palatului. Adevărul a fost rostit în sfârșit, măi. Mihai, e sigur că nu ai nota 0,5 merit la talpa piciorului? E bine. Pune piciorul jos. Pune jos, stai pe el. Stai pe el. Ești la... Nu, ești la 8,50. Ia uite-te mai bine, că mor de nervi dacă nu-mi dai 10. Da, Carmen, eu văd pâncizmă. Într-adevăr, prin... Nu cred că faci. Ba da, băi, eu fac interviuri cu ea. Doamne, Iisuse Hristos. Da. De acolo. Hai
9.25. 9.25. Nu, 9.25. Carmen! Da. Bă, te iubim. Da, și ne este foarte greu să recunoaștem că, din punct de vedere social, ținem la tine. Băi, când ai un picior mai scurt, n-ai cum să lucrezi în televiziune decât în spate. Vino încoace. Asta de. Dar mai bine scoți și cealaltă. Uite-mă cu ajut în partea aia care are pantof, mă. Mai bine scoți și cisma cealaltă, mă. Băi, vă mulțumim din suflet că ați suferit alături de noi. Să aveți o seară minunată.